Mazi, ostala sem nekaj Mihajcevo povestila, da je bila pomembna šale in odločila. Jom se bo povestila s tem, da ste kampionatu na mondialne kulturi šte fitness, kar je bila velo kmalo. Ano več ostala vistica, da je bila zveče prejstvo zveče novembrija, da ste tema edicije. Da je bila sve Mihajcevo povestila, da ste Tiger Classic i da ste super invitacije na časne edicije Mihajc. Da, bună ziua și bine ați venit la Tiger Classic ediția 11-a. Anul acesta sub egida celei mari federații internaționale, respectiv IFBB. Suntem mândri să facem parte din marea familie a federației internaționale și credem că împreună putem dezvolta proiecte foarte, foarte interesante pentru noi. Anul acesta avem competiția celor pe care de concurs cu o grămadă de categorii pentru toate tipurile de sportiv din zona de fitness, dar poate mai mult decât ceea ce ar reuși să însemne această competiție în peisajul sportiv românesc, este prezența unor VIP-uri deosebite, care au fost, să spunem așa, aduse cu sprijinul prietenilor noștri de la iBody Building și Body House. Și putem să dezvoltăm un proiect grand plus, început cu această 11-a ediție. Numele lor însemnă absolutul în domeniul fitness circuitului, respectiv Gabby Yates, campion mondial Body Fitness and Soft Fitness. Celebrul Dorian Yates, de 6 ori Mr. Olympia, cea mai înaltă distincție din domeniul fotbal. Sperăm să avem un public numeros ca de fiecare dată. Sperăm să avem sportivi foarte bine pregătiți ca de fiecare dată. Și vă invităm să fiți alături de noi, să bucurați de un show grandios. Și de ce nu să participați la multiple concursuri organizate de către sponsorii noștri pe la Istanbul. Da, până acum avem aproximativ 150 sportivi înscriși, vor fi înspre 200. Avem deja datele unui show. Competiția este structurată pe durata întregului weekend. Mâine va fi parte dintre concurs și iar duminică va fi restul cu siguranță fiecare zi este una deosebită pentru fanii acestui tip de sport. Se vor putea regăsi în atâții de pești, cu diverse motivații de a merge la sală, de a face mișcare. Și sperăm ca și după această competiție să mărească numărul de practicanți de bine, foarte bine, pe România și de ce nu aducă un stil de viață sănătos pentru care noi invităm în competiție. So I'd like to thank, first of all, iBodybuilding and Protein House for bringing me here. And they're selling my range, DY Nutrition, and of course Tiger Classic. And tonight we're doing also a seminar at SAS Gym tonight, so we'll be talking a lot about the sport, and everyone gets a chance to ask their questions of myself and Gal on the training, on nutrition, and anything they're interested in. We're very excited to be here because neither of us have done a seminar or any kind of appearance before in Romania, so we look forward to meeting all the people. Thank you.
500 și 700 de sportivi. Avem aici și un roll-up, trebuia să avem și mascota, însă nu am găsit cine să îmbrace. Sperăm că la următorul eveniment să avem și mascota prezentă. Le mulțumesc acestor sportivi care, iată, au devenit vând nevând ambasadori și ai campionatului mondial. Suntem mândri că pentru prima dată România are loc acest eveniment grandios și sper cu ajutorul dumneavoastră să promovăm acest eveniment care este unul dintre cele mai importante pentru România, pentru că este prima dată când se organizează. Este un eveniment organizat împreună cu Consiliul Județean, cu Primăria Bistrița, cu Ministerul Tineretului și Sportului, bineînțeles, aparține Federației de Culturi și de Fitness și sperăm să avem și mult public la eveniment. V-am spus, undeva între 500 și 700 de sportivi vor fi prezenți. Până atunci, mulțumesc de Mihai Dicora pentru că ne-a ajutat să prezentăm acest eveniment în cadrul expoziției, în cadrul evenimentului de astăzi. Tiger Classic a devenit deja eveniment emblematic pentru sportul românesc și sper, a fost că zicei din zi, este, nu? Asta ar putea ediție pentru România, pentru București este. A șoaptă ediție pentru București, desigur, a avut loc în mai multe orașe. O să le menționez cu mai. Oradea, Sibiu, Cluj, Mamaia și Constanța. Constanța. Toate mai multe evenimente și mulțumim încă o dată pentru prezență.